A fost declarat incompatibil. Este vorba despre fostul viceprimar al orașului Rovinari, Laurențiu Chivu. Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că în perioada august 2014-septembrie 2015, Chivu a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Gheorghe Tătărescu Rovinari. Consilierul local din partea PNL spune că va contesta decizia ANI. Cu siguranță, după ce voi primi oficial hotărârea ANI, voi contesta în instanță. Și vreau să vă spun că în calitatea mea de consilier local am reprezentat Consiliul de Administrație al Colegiului Gheorghe Tătărescu, dar nu am fost remunerat. Legea 215 spune foarte clar că durata mandatului de viceprimar este și de consilier local, iar în calitate de consilier local nu am beneficiat de indemnizație. Mai mult, Laurențiu Chivu este convins că va avea câștig de cauză în instanță, din moment ce hotărârea Consiliului Local prin care a fost numit în conducerea liceului din oraș a fost avizată și de Prefectura Gorj. Este o decizie ANI privire la toți viceprimarii și consilierii locali din țara aceasta, în care o lege spune că trebuie să facem parte din Consiliul de Administrație. Există o hotărâre de Consiliul Local pe care am pus-o în aplicare, există o vidă de legalitate a compartimentului juridic, există și semnătura secretarului primăriei Rovinari și mai ales vida de legalitate a prefecturii. Și Gheorghe Irinel Ungureanu, consilier local la Drăguțești și fost viceprimar, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Acesta este acuzat că a deținut mai multe funcții în același timp, respectiv a fost și viceprimar și patron la o firmă.